A crescut numărul de incendii provocate de folosirea sistemelor de încălzire. În luna noiembrie au fost sesizate 8 astfel de cazuri. În cursul lunii noiembrie am avut un număr de 8 incendii la gospodării ale cetățenilor, arzând horn, acoperiș, casă sau bucătărie, magazie, toate având ca cauză de incendiu fisură în horn, aprinderea hornului datorată necurățării sau cenușă, jar nestins aruncat la întâmplare în urma scoaterii din sobă. Coșurile de fum defecte sau necurățate la timp pot cauza o serie de probleme, de la simpla defectare până la intoxicații cu monoxid de carbon sau chiar incendii. Autoritățile vin cu recomandări. Cei care folosesc sistemele de încălzire cu sobă, cu încălzire cu lemne, să fie atenți. Dacă încă n-au făcut curățarea hornurilor, să ia legătura de urgență și să-și curețe hornurile de către persoane autorizate să facă acest lucru, să supravegheze focul atunci când îl fac și să fie atenți la aruncarea cenușei, să se arunce într-un loc sigur, prin stingerea lui, acoperirea cu pământ, astfel încât să nu treacă acum, în prag de sărbători, prin aceste momente atât de dramatice, să te trezești că rămâi pe drumuri asupra iernii. Chiar dacă par simple incidente, acestea pot cauza mari probleme dacă nu sunt respectate măsurile de protecție. La noi, din fericire, nu au fost victime și nici incendiile nu au fost de foarte mare amploare, ajungându-se destul de repede, ele au fost stinse. Dar la nivel de țară, numai săptămâna trecută au fost câteva victime datorită acestui, acestei cauze care e datorat sistemelor de încălzire. Așadar, pentru siguranță, cel puțin o dată pe an, trebuie să apelați la o persoană specializată care să verifice, curețe și repare coșul de fum.